Salut și bine ați revenit pe canalul meu. Deci nici nu știți cât mă bucur să fac videoclipul acesta, pentru că, nu știu, am amânat de așa de multe ori să fac videoclipul acesta, încât am adunat așa de multe produse, nu mai pot, abia aștept să le arunc, deci nu mai pot. Haideți să vă arăt câte produse le am. Deci, am prima pungă, plină cu produse, da, plină. Și mai am a doua pungă, plină cu produse. Deci eu adun aceste produse exact de la empties-ul trecut, dacă vă dați seama. Deci vă dați seama cât de mult timp a trecut de atunci, de am ajuns să fac acest empties acum. Cred că nu. Deci, tocmai pentru că avem așa de multe produse, inițial m-am gândit să împart videoclipul ăsta în două, să avem două empties-uri și așa mai departe. Și am zis că nu. Nu. Vă ofer cel mai tare empties pe care l-ați văzut vreodată. Asta înseamnă că o să fie cel mai lung empties posibil, plin de review-uri. Așa că luați-vă ceșcuța de cafea, cănița de suc, mâncare, ce vreți voi și haideți să dăm drumul la cel mai lung empties. Ok, voi lua prima pungă, punga asta frumoasă de la Benefit, e punguța mai mică, probabil multe dintre produse o să se repete, precum următorul. Am terminat, evident, încă o apă micelară de la Garnier, nu vă spun nimic despre ea pentru că știți foarte bine cum e, mi-am cumpărat-o, nu voi recumpăra de 100 de ori. Ăsta la fel o să fie un produs care o să-l vedem de 50 de ori în acest videoclip. În empties-ul trecut am vorbit de foarte multe ori despre spray-ul Nivea Pearl Beauty, adică acesta. Și între timp pe acesta nu-l mai găsesc, așa că mi-am cumpărat Rexona Active Shield, care îmi place și mi se pare că are cam același efect ca și Nivea. Am terminat pe amândouă și l-aș recupera pe amândouă, doar că pe ăsta nu mai găsesc. Nu știu dacă nu mai există sau pur și simplu nu este adus la magazine la care mă uit eu. În schimb, ăsta îl găsesc tot timpul, îmi cumpăr câte două deodată, dar mi se pare că se termină foarte repede. Foarte repede. Le-am terminat și pe astea și probabil o să mai fie câteva la fel. Am mai terminat această mască de la Elsev. Este masca mea preferată din supermarket, ca să spunem așa. Este masca mea preferată drugstore. Este o mască ieftină și foarte, foarte bună pentru persoanele cu tenul uscat sau deteriorat sau vopsit ca și mine. Nu e prima dată când am cumpărat-o, o cumpăr de câțiva ani, dar îmi place foarte mult. Să știți că o să spun amestecat produse de beauty, de machiaj, de îngrijire, pentru că ați văzut ce aici, n-are rost să stau să le sortez. Mai departe am terminat rimelul meu preferat de la MAC, se numește In Extreme Dimension. L-am cumpărat asta vară din Dubai, din Duty Free, l-am luat pentru că era mult, mult mai ieftin, dar așa nu știu dacă o să recumpăr, cu toate că îmi place foarte mult și are o peniță foarte frumoasă. Mi se pare extraordinar de scump, așa că na, nu știu dacă merită, pentru că se și usucă foarte repede. Na, nu o să-l mai cumpăr, dar îmi place. Mai departe am terminat și șamponul meu preferat, tot așa drugstore, este de la Garnier, este cu ulei de argan și cranberry, îmi place foarte mult, bine, nu l-am mai cumpărat de foarte mult timp, dar, da, având în vedere că n-am făcut empties de atâta timp, dați seama, ăsta e terminat de câteva luni de zile și ăsta îmi place foarte mult, este la fel pentru părul colorat și chiar mi se pare că îl menține. Și și hidratează. Am mai încercat, că eu tot timpul testez chestii noi, de la Sios, acest balsam. Îmi dau seama că mai are o grămadă de produs, deci l-am pus eu aici, nu știu. Mai are, dar cred că nu curge. Da, nu mai țin minte mare lucru despre el, nu cred că m-a impresionat din moment ce nu l-am cumpărat din nou. Ce mi-amintesc, produsele de la Sios mi se par overrated, așa, nu știu de ce. Nu-l mai recumpăr. Am mai terminat, doamne ce rău arată. Cred că a căzut capacul pe undeva pe aici, dar am terminat această mască de la Kalos sau Kalos, cum se numește, cu miere. Mi-am cumpărat-o într-o zi pentru că nu mai aveam mască și m-am dus la supermarketul de alături și asta arăta cel mai interesant din ce era acolo. Erau numai no-name-uri și numai de Kalos știam de acolo, așa că am cumpărat-o și am terminat-o super greu. Miroase îngrozitor, nu mi-a plăcut, nu o recumpăr. Tot atunci mi-am cumpărat și imensitatea asta de balsam, tot de la Kalos, Kalos și așa. Și pe ăsta l-am terminat cu succes, amestecându-l cu vopsea pentru a face o nuanță mai deschisă, așa că nu l-am folosit pe post de balsam decât o dată sau de două ori, dar la fel eu nu prea sunt încântată de produsele de păr de la Kalos sau Kalos, așa că
nu prea, nu o să-l cumpăr. Am terminat gel de duș de la Balea, cred că o să fie 100 din astea pe aici. O să le sar dacă dau de ele de 150 de ore. Asta este varianta cu mandarină, miroase foarte tare. Și mie îmi plac foarte mult gelurile de duș de la Balea pentru că miros mișto, nu ține mirosul, dar au un preț super ok și îmi place că mereu mai aduc câte o aromă nouă. Așa că am ocazia să le încerc pentru că mie mi se taie foarte repede de mirosuri, mai ales la gelul de duș, la șampoane, așa mai departe. Mă plictisesc extrem de repede de mirosuri și la un moment mi se face greață, așa că îmi place să le schimb între ele. Drăguț, l-am mai recumpărat și o să recumpăr. Mai departe am terminat această apă tonică de la Nivea, am terminat-o în 150 de ani, nu știu de ce. Mi-a plăcut, nu prea-i văd foarte mare efect, dar m-a deranjat la ea destul de mult faptul că are alcool și miroase destul de intens alcool. În schimb am observat că dacă te demachiat, cotoneta rămâne curată la un moment dat. Ți se pare că nu mai ai niciun produs pe machiaj, dar când vii cu asta, care probabil din cauza alcoolului face așa, mai observi încă o dată că se colorează cotoneta. Nu știu dacă ați înțeles ce am zis, dar probabil o să o recumpăr pentru că are un preț foarte bun. Mai departe am cumpărat acest mascara de la Maybelline, se numește Last Sensational, probabil știți de el pentru că toți bloggerii de pe planeta asta au vorbit despre el, foarte multă lume l-a lăudat, dar din păcate pe mine nu funcționează, nu mi se pare că face absolut nimic decât că îmi colorează genele și atât. Nu neapărat că aș fi eu cea mai bună persoană de referință pentru că, să fim serioși, eu nu am gene, așa că, da, nu-l mai recumpăr. În urmă cu ceva vreme am făcut un haul cu Hello Freezy Discount și cu Jumbo și atunci v-am zis că mi-am cumpărat acest balsam de la Tresem. Nu știu, dar nu mi s-a părut că face absolut nimic. Mi-ați dat și voi în comentarii și mi-ați zis că e o marcă foarte ieftină din UK. Ați avut dreptate, nu mi-a plăcut. Nu am de unde și nici nu vreau să-l recumpăr. Am mai terminat cu ceva soluție de curățat pensule de la Ebelin. Probabil o să o mai vedeți de câteva ori astăzi. Am descoperit că este un dup foarte bun pentru soluția de curățat de la MAC. Face exact același lucru, are și aceeași culoare. Cred că este soluția de curățat de la MAC, practic. Curăță foarte bine pensulele și le dezinfectează super bine, dar din păcate le termin cam repede pe astea. Asta îmi place că se termină foarte repede. În plus, față de aia de la MAC, îmi place foarte mult că vine cu spray. Nu știu de unde mai vine ultima bucățică. Îmi place foarte mult că vine cu spray și are un miros foarte plăcut. Mai departe am terminat, sau nu știu dacă am terminat, acest produs de la Benefit. Cei de la Benefit mi-au trimis în urmă cu ceva vreme un pachet și nu am reușit să vorbesc foarte mult despre produsele lor. Am vorbit doar despre produsele care mi-au plăcut din pachetul respectiv. În acest pachet era și acest Air Patrol. Este un fel de primer pentru ploape. Pe el scrie că este un BB cream pentru ploape. Singura lui problemă este că nici măcar în momentul ăsta nu știu sigur dacă l-am terminat. Rămâne foarte mult produs cărbos aici, așa, și se deschide din ăla cu rotiță. Vedeți că e că ai nevoie de un click per eye. Dar ca să fie ieșit ceva, trebuia să învârți... Uite, încă mai iese produs. Deci încă mai am, dar din păcate vine foarte târziu produsul, adică acum chiar a venit repede, probabil pentru că a stat cu fața în jos sau ceva, dar au fost dăți în care... Uite, încă curge. Au fost dăți în care am vârtit de mi-a ieșit pe ochi și când au început să curgă, curge extrem de mult deodată, așa că uite, iarăși curge. Am luat o bucată și încă curge. Deci n-ai cum să-l oprești. Am mai luat, o să mai curgă puțin. Deci da, nu-mi place absolut deloc din punctul ăsta de vedere. Ca și primer nu mi se pare deosebit. În schimb, ce este fain la el este că cred că e foarte bun ca primer zilnic pentru persoanele cu ploapele extrem de uscate. Atunci, da, să știți că are un, dă un sentiment, așa, o senzație de răcire a ploapelor și este foarte, foarte comod atunci când îl aplici. Asta mi-a plăcut la el. Dar mi se pare extraordinar de scump pentru ceea ce nu oferă, nu îmi place deloc și îmi pare rău. Am terminat acest tuș de ochi de la NYX, se numește Super Fat Eye Marker. Am vorbit în ultimele 500 de tutoriale despre el. Este un tuș de ochi care îmi place extrem de mult. Este foarte ușor de ținut și este foarte ușor să îți desenezi codița ochilor cu el, doar că chiar dacă mai am produs, încă, nu știu, s-a lăsat vârful. Nu mai stă drept. Nu știu dacă se vede. Stă hâit.
Și asta îmi pare rău, dar în rest este un eyeliner foarte rezistent și foarte mișto. Ăsta mi l-am comandat deja și o să-l recumpăr forever, cred că de acum încolo, pentru că îmi place enorm, enorm. De la Balea am terminat această cutiuță cu vaselină. O să mă întrebați ce fac cu vaselina asta. Mie mi se pare extraordinar de bună pentru picioare. Vara mai ales, când mergi la plajă și calci în nisip și ți dă senzația mereu, ai mereu senzația că este foarte uscată pielea picioarelor, pui seara un strat foarte gros din vaselina asta și șosete peste și dimineața te trezești cu picioare de bebeluș fără nicio problemă. Pe ăsta îl folosesc mereu pe picioare și deja l-am recumpărat. Mai departe am terminat acest eyeliner de la Evelyn. Este un eyeliner foarte bun, dacă aveți Evelyn la voi în oraș, vi-l recomand cu drag. Este pigmentat, este negru, este subțire și este foarte ușor de lucrat cu el. Mai ales dacă aveți dificultăți în desenarea cotițelor sau eyelinerului, ăsta o să vă ușureze viața. La un moment dat îmi plăcea așa de mult încât luam vârful de la ăsta și îl înmuiam în eyelinerul gel ca să-mi fac cotițele, pentru că este cea mai bună pensulă de pe piață. Bă, deci produsele care a stat în punga asta arată groaznic, arată de parcă au fost în război. Mai departe am mai terminat o pudră de la Essence. Cred că ați mai văzut un alt NT-ul de-a meu. Este o pudră foarte bună, matifiant, translucidă sau albă, nu știu sigur. Dar mie mi se pare că nu schimbă culoarea fondului de ten absolut deloc. Și este foarte, foarte, foarte bună, mai ales pentru persoane cu tenul gras. Eu am tenul uscat, dar tot îmi place să-mi fixez fondul de ten cu ea și mi se pare extraordinar de bună. Am recumpărat-o deja, bineînțeles. Am, cred că, vreo 3 din astea în sertar. Backup. Am mai terminat și acest mascara. Este un mascara de la Maybelline. Cred că ăsta este cel mai clasic rimel de pe piață. Cred că știe toată lumea, dar nu face absolut nimic pe gene. Era bun, poate, în anii 90, dar acum... No way. Mai departe, am avut un tuș de la un brand din ăsta de metrou, cum îmi place mie să spun, un made in China, se numește Music Flower. Este un tuș foarte bun pentru prețul pe care l-a, dar s-a uscat foarte, foarte repede. În schimb, să știți că rezistă foarte bine pe ochi. Nu o să-l mai recumpăr pentru că am variante mult mai bune, dar dacă vreți o alternativă ieftină pentru un tuș de ochi tip gel, încercați să-l găsiți pe acesta de la Music Flower. Am terminat acest glitter de la NYX, este un glitter argintiu. L-am terminat cu toate lucrurile mele glitterate de Halloween și pentru NYX Face Awards. Îmi pare rău că l-am terminat, că era foarte, foarte fain. Este o variantă mai micuță a glitterilor care sunt acum pe piață. Cred că s-au schimbat sau ceva de genul acesta, dar asta este un glitter foarte bun și foarte drăguț. Putem să spunem că l-am recumpărat pentru că acum am o grămadă de glittere de la NYX. Asta l-am înainte să fi câștigat, dinainte să fi câștigat NYX Face Awards, așa că l-am cumpărat eu în urmă cu mult timp și îmi place foarte mult. De asemenea, am terminat și un primer soft ochre de la MAC. Era de așteptat că o să-l termin pentru că, haideți să fim serioși, e primerul pe care îl folosesc în fiecare zi. Mi-am cumpărat deja altul și o să-l recumpăr toată viața, cred, pentru că este cel mai bun primer de ochi de pe piață. De asemenea, asta vară am primit un pachet de la cei de la Seventh Heaven, care au aceste măști de toate felurile, nu știu, de hidratare, mud mask, de la alea care se lipesc de față ca să scoată punctele negre, peel off mask. Toate măștile pe care le vreți sau nu le vreți. Din păcate, eu am folosit această mască și am avut o reacție foarte urâtă la ea. M-au usturat fața extraordinar de tare și am fost de acord să particip la un concurs cu Seventh Heaven, dar din păcate nu s-a putut pentru că măștile astea mi-au făcut foarte mult rău pielii. Așa că nu știu, știu că sunt persoane cărora le plac aceste măști, dar din păcate pentru mine nu. Niciun caz, nu o să mai cumpăr așa ceva. Am mai terminat, doar după câteva utilizări, această pudră de setare de la ELF. Mi-am făcut o comandă de la ELF și am cumpărat această pudră Under Eye Setting Spray, crezând că e o pudră sănătoasă. Asta este o pudră mică din colecția mea de pudre. Asta este o pudră minusculă. Mă așteptam să fie mult, mult, mult mai mare. Este extraordinar de puțin produs în ăsta, dar... este un produs extrem de bun, mi-a plăcut enorm de mult, chiar dacă a fost foarte puțin, mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult pe tenul meu, a fost excelent. Cred că este cel mai fain produs pe care l-am încercat de la ELF până acum. Aș vrea să-l recumpăr. Am mai primit de la Benefit o cremă de față care se numește Sheer Oil Free Facial Lotion cu SPF 15. Nu mi s-a părut deosebit, nu știu ce să spun, nu mi-a plăcut în mod deosebit. Nu o să o cumpăr așa ceva. Am mai terminat, cu părere de rău, și fondul meu de ten preferat de la MAC, Studio Fix Fluid, este un fond de ten foarte, foarte, foarte bun. Mi-a plăcut enorm și, da, o să-l recumpăr, are o acoperire foarte mare. Îl recomand persoanelor cu tenul gras. Chiar dacă eu am tenul uscat, la mine
nu știu, pe tenul meu la ocazie arată extraordinar de bine, rămâne la locul lui, tenul arată impecabil și îl recomand cu drag. Am mai terminat și un mascara de Real de la Benefit, este unul dintre cele mai fine rimeluri pe care le-am încercat vreodată, îmi place foarte mult, conferă volum, alungește genele, le face să pară mai dese, este din punctul meu de vedere cel mai bun produs de la Benefit și mi-a plăcut mult, mult, mult de tot. Și bineînțeles l-am și recumpărat. Am terminat un gel de duș dintr-un set pe care mi l-a cumpărat cineva de ziua mea, cred, sau de ceva o ocazie de anul trecut, nu mai țin minte. Și era într-un set foarte frumos în care avea o cutiuță foarte drăguță și abișic așa, în care aveam și gel, cremă de corp și gel de duș și sare de baie. Și dintre toate am terminat doar ăsta pentru că celelalte încă nici nu le-am început, stau acolo, probabil o să fie într-un alt empties. Miroase a trandafir de grădină, asta scrie aici. Da, drăguț, ce pot să spun, nu o să mai recumpăr. Am mai terminat, evident, și un șampon uscat de la Batiste, cred că nu e singurul. Nu prea mi-a plăcut aroma asta, îmi place mai mult aia cu cherry, dar dacă nu știți, Batiste este cel mai fain șampon uscat de pe piață și vi-l recomand cu drag, plus că îl găsiți pe Elefant la un preț foarte bun. O să vă pun linkul aici în descriere pentru că este mult mai ieftin decât în Sensi Blue. Evident, l-am recumpărat, mai am backup vreo 4 din astea, cred. În urmă cu ceva vreme am făcut un unboxing Marie Claire și în acesta aveam un scrub de față de la Colistar, unul foarte, foarte uleios, dar ne-a așteptat de fain, mi-a plăcut extrem de mult, nu o să mi-l recumpăr pentru că mai am o grămadă de chestii de corp pe care nu o să le termin în viața asta, dar ăsta a fost foarte fain și vi-l recomand cu drag. Am mai terminat un deodorant de la Balea, este unul cu Fresh Smoothie. Mirosul este extraordinar și este singurul motiv pentru care am cumpărat acest spray de la Balea. L-am cumpărat acum 150 de ani și de atunci mă chinui să îl termin. Nu îmi plac deloc sprayurile de la Balea, mi se pare că au rol de parfum de cameră și asta am făcut cu ăsta. Am mai dat prin cameră cu el. Mai amurez. Miroase incredibil, dar nu-mi place deloc ca și deodorant. Nu o să-l mai recumpăr și nu l-am recumpărat. Evident, am mai terminat două din astea. Am terminat și o apă micelară de la Nivea. Am văzut foarte multe persoane care au spus că asta e nașpa, că e mai nasoală decât cea de la Garnier, dar sincer să fiu, mie mi s-a părut la fel de bună. Singura diferență între cele două este gramajul. Cea de la Nivea are 200 de ml, în timp ce asta are 400 de ml și prețul este cam acolo. Așa că dacă au același efect și prețul este același, de ce să nu cumpăr pe cea care are mai mare grămaj? Cu părere de rău spun că am terminat și următorul produs. Rest in peace. Este vorba despre Giorgio Armani Luminous Silk. Este un fond de ten care mi-a plăcut mult. Am scris și un review pe blog despre acest fond de ten. Apropo, nu v-am spus, dar toate linkurile despre care vă tot spun că am vorbit așa, o să le găsiți aici jos în descriere și o să aveți și linkul spre review-ul acestui fond de ten. E un fond de ten care mi-a plăcut mult, dar din păcate este extraordinar de scump, este câteva sute de lei și l-am terminat mai puțin de două luni, o lună jumate. Aproape două, nu mai țin minte, dar s-a dus imediat. Ce să spun, nu știu dacă o să-l mai recumpăr, poate, nu, mint, o să recumpăr. Cei de la Gelo Vital au fost super drăguți și mi-au trimis un pachet în care mi-au trimis o cremă pentru ten descoamat. Momentan tenul meu nu e descoamat, așa că nu prea am apucat să o testez. În schimb, mi-am pus și o apă micelară și este o apă micelară foarte, foarte, foarte bună. S-ar putea să-mi placă un pic mai mult decât asta. Îmi place enorm faptul că are pompiță, deci vine produsul direct aici, de aceea s-a și strâns un pic pentru că aer, dar mi-a plăcut foarte, foarte mult și cu siguranță o să o recumpăr sau o să o cumpăr și vă recomand și vouă cu drag, chiar vă rog să o încercați și să spuneți ce părere aveți despre asta. Am mai terminat o apă micelară. De asemenea, am terminat acest gel duș de la Nivea Happy Time. Nu știu de ce, părinții mei tot aveau o boală și tot cumpărau gelul ăsta de duș. Mie mi s-a luat de el. La un dat îl folosea numai soțul meu pentru că eu nu mai atingeam de el. Este foarte mare, are 750 de ml și cum mie mi se ia de mirosuri extrem de repede, mi s-a luat și de ăsta. Dar nu vă spun că ar fi ceva greșit cu el.
e doar o chestie personală și eu personal nu o să-l recumpăr. Am mai terminat și acest mini spray de la Gerovital, fără alcool și fără parabeni. Mi l-am cumpărat pentru că e varianta travel size și cum în ultima vreme am călătorit foarte mult, am preferat să iau spray-uri de acest gen. Dar probabil o să-l mai recumpăr doar pentru călătorii. În schimb, să știți că se termină foarte repede. Și apropo de călătorii, astea sunt doar o parte din empties-uri, pentru că am mai fost în călătorii în care, de exemplu, am avut apă micelară de la Nivea sau spray pentru pensule, dar am preferat să le las acolo decât să le car înapoi. Am mai terminat un deodorant, încă unul. Am mai terminat și această aromă de gel de duș și asta chiar mi-a plăcut, asta cred că e singura pe care am recumpărat-o pentru că îmi place foarte mult. Am mai terminat mai multe săpunuri de acest gen tot de la Balea. Este cel cu papaya și lapte și să știți că mi-a plăcut enorm de mult. Îmi place foarte mult cum miroase și l-am și recumpărat. Am mai terminat și un deodorant din acesta mini. V-am spus să le cumpăr pentru călătorii. Cred că au rămas cele mai faine produse. Am mai terminat o apă micelară de la Nivea și o apă micelară de la Garnier. Când am fost în America, mi-am cumpărat de la Tony Moly această mască. Este o mască de față pe care când o pui arată normal, dar după câteva minute începe să crească și se facă o spumă foarte, foarte groasă și fața ta așa arată ca o spumă la final, curățând impuritățile în profunzime. Când am purtat această mască, am vorbit cu voi pe Snapchat și foarte multe dintre voi mi-ați scris și m-ați întrebat de unde am această mască. O am din America, am căutat să o găsesc și în România, am găsit-o pe un singur site cu 150 de lei în condițiile în care eu am dat vreo 3 dolari, adică vreo 15 lei. Nu vă recomandați să dați suprapreț pe așa ceva pentru că niciun caz n-are rost. Tot de la Tony Moly am încercat și această mască. Este un sheet mask cu colagen. Mi-a plăcut foarte mult. Eu sunt fan a sheet mask-urilor și mi s-a părut că seamănă foarte mult cu cele de la Lioele pe care le folosesc eu mereu. Mai departe, voi arunca acest produs de la Nivea. Este un produs care se numește Makeup Starter. Cred că are rolul de primer de față. Sinceră să fiu, nu mai țin minte de ce nu mi-a plăcut sau ce s-a întâmplat cu el, dar nu l-am folosit de 150 de ani și făcând curat prin dulapurile mele, mi-am dat seama că era undeva în spate, în spate, în spate. L-am scos și nu venea să cred că încă îl mai am, așa că îl voi arunca cât mai degrabă. Nu știu dacă mai există pe piață, nu l-am mai văzut, n-am mai auzit nimic despre el, dar a fost un primer bunicel. Nu știu neapărat dacă ca și primer, dar și ca și cremă de aplicat înainte de machiaj a fost chiar ok. Am mai folosit și o mască peel-off de la Seventh Heaven. Același lucru s-a întâmplat și cu asta, am avut reacție nașpa și după una dintre cele două, nu mai țin minte care, m-am hotărât că nu o să mai folosesc niciuna. Asta miroase foarte drăguț și aia cu ciocolată la fel mirosea foarte fain, dar pare rău că nu se potrivesc pentru tipul meu de piele. Am mai terminat și pudra Stay Matte de la Rimmel. Este o pudră extrem de bună. Pe oră costă undeva pe la 11 lei. În demen costă undeva pe la 20 și ceva de lei. Dar oricât ați da pe ea, este o pudră ieftină și extraordinar de bună. La fel ca și cea de la Essence. Mi se pare extraordinar de faină, mai ales pentru persoane cu tenul gras, dar și pentru fixat fondul de ten în fiecare zi. Am recumpărat-o deja. De asemenea, am terminat și parfumul Amor Amor de la Cacharel. Este un parfum care mie îmi place foarte mult. Este, cred că, unul dintre puținele parfumuri dulci care îmi plac. Și nu l-am recumpărat pentru că mi-am luat mai multe parfumuri și bineînțeles că am uitat să vi le arăt în ultimul haul. Dar este un parfum foarte, foarte drăguț și vi-l recomand cu drag să-l încercați dacă nu l-ați încercat deja. Am mai terminat un șampon din ăsta. Chiar dacă nu am terminat acest produs, îl voi arunca. Este Vichy Derma Blend. Este varianta veche, pentru că știu că acum sticluța este neagră, dar pot să spun că miroase a insecticid și arată extraordinar de pudrat pe fața mea uscată. Nici pe o față, pentru un ten foarte gras nu aș recomanda, pentru că este mult, 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 mult prea mult. Mie personal nu-mi place, eu nu prea m-am văd, observ că nu prea m-am înțeles niciodată cu produsele Vichy și Derma Blend-ul vechi nu face nicio excepție. Îl voi încerca și pe cel nou să văd dacă este vreo diferență între cele două, dar acesta cu siguranță nu-mi place absolut deloc. Vă enervează și pe voi șuvița asta cum mă enervează pe mine? Mă disperă, uitați-vă puțin. Cum o pun așa asta? Am mai terminat și această cremă de la Lioele, Viva la Vita Facial Cream. Eu sunt disperată după produsele de skincare Lioele și, în general, produsele de skincare din Coreea. Nu am recumpărat-o doar pentru simplul fapt că am deja foarte multe creme de skincare corean și de la Tony Moly și de la Lioele și de la Holika, așa că n-avea rost să mai cumpăr una de asta, dar probabil pe viitor o voi cumpăra din nou. Dacă tot vorbim despre produsele de skincare din Coreea, bineînțeles că voi vorbi și despre serumul
de la Lioele Super Moisture Hyaluronic Acid The Doctor Ampoule. Este un serum foarte hidratant, extraordinar de bun și îmi pare rău că nu-l mai găsesc pe Makeup Shop. L-am terminat și sunt foarte supărată. Vă rog frumos să-mi spuneți unde mai găsesc așa ceva. Sunt disperată, am nevoie de el în viața mea. Este cel mai tare produs de skincare și îl vreau înapoi. Help me! Am terminat și un fond de ten L'Oreal Lumi Cushion. Sunt foarte bucuroasă că a apărut și în România între timp. Eu mi-am mai cumpărat încă câteva să am de backup. Este un fond de ten foarte, foarte, foarte bun și vă dau un sfat. În momentul în care ați terminat fondul de ten, întoarceți burețelul pe partea cealaltă. De asemenea, o să vă mai arăt câteva trucuri în curând, pentru că urmează să fac un videoclip cu Makeup Hacks și acolo vă voi arăta câteva chestii legate de fondurile de ten tip cushion. Am terminat și două măști de la The Body Shop, am două mostre. Amândouă sunt super, super, super mișto. Una este cu, se numește Fresh Plumping Mask, cu British Rose, și una este cu Ethiopian Honey. Și mai terminasem una, dar nu știu unde am pus, una care este un fel de mud mask, nu știu cum se numește, o să caut și o să vă spun, dar asta cu Ethiopian Honey mi s-a părut wow, super mega hidratantă, super hrănitoare, mi-a plăcut foarte mult cum se simte pe față și vreau să cumpăr varianta full size. Și aia la fel cu care este tip mud mask, mi s-a părut că nu e neapărat potrivită pentru tenul uscat, dar pentru o curățare profundă odată la ceva vreme este foarte, foarte bună. Mi-a plăcut foarte mult și le recomand cu drag. Cu părere de rău anunț că am terminat și acest concealer de la NARS care se numește Radiant Creamy Concealer. Este un concealer foarte bun, foarte cremos și pe care îl recomand la fel persoanelor cu tenul uscat. Nu mi-a plăcut în mod special culoarea acestui concealer, dar mi-a plăcut extraordinar de mult textura. Nu-l voi recumpăra pe momentan pentru că am extraordinar de multe concealere și nu se găsește la noi în țară, dar dacă voi avea ocazia, probabil o să pun mâna din nou pe el. Dacă vreți un dupe foarte bun pentru asta, folosiți Maybelline Fit Me. Am mai terminat o pudră de la Essence. Am terminat și un fond de ten compact de la Sephora, varianta pudră sau varianta minerală. Eu o folosesc pe post de pudră și să știți că îmi place foarte, foarte mult, arată foarte mișto, dar din păcate cea mai deschisă culoare îmi este închisă. Asta este singurul motiv pentru care nu o voi mai recumpăra, deși asta a fost a doua oară când am cumpărat-o și mi-am dat seama că nu arată bine pe tenul meu pentru că îmi închide foarte mult nuanța fondului de ten și a concealerului și asta nu-mi place la ea. În schimb, este o pudră extrem, extrem, extrem de bună și dacă vă se potrivește culoarea, vă recomand cu drag. Am terminat și varianta Travel Size de la Amor Amor de la Cacharel. Au venit în set cele două și evident cum am călătorit foarte mult în ultima vreme, am luat asta cu mine. Am terminat și rujul meu preferat de la Jared Cosmetics în nuanța Ecstasy. V-am vorbit despre asta de o grămadă de ori. Este rujul meu preferat din toate timpurile și bineînțeles l-am recumpărat deja. Nu am terminat acest produs, dar îl voi arunca. Este un primer de la L'Oreal. Nu știu dacă se găsește la noi, dar este prea închis pentru mine și l-am de prea mult timp, așa că m-am gândit să-i fac vânt. Nu îl voi recumpăra pentru că nu mi s-a părut că face nimic deosebit. Și voi arunca aceste balsamuri de buze. Am cumpărat dintr-un magazin din mall, nu prea l-am folosit și cred că așa să ajung cu toate balsamurile de buze, pentru că eu nu folosesc balsam de buze, dar miroase extraordinar de bine, miroase a cocos, este la o firmă care se numește Gio și am înțeles că este o firmă din Italia, dar miroase extraordinar. Dacă aveți cum să puneți mâna pe el, luați-l. Voi arunca evident un balsam din ăsta albastru de la Nivea, dar ăsta nu știu ce s-a întâmplat cu el, cred că i-am atins termenul și a început să se topească, dar nu știu dacă n-ați încercat acest balsam de la Nivea, nu știu cum se poate așa ceva. Ăsta este foarte, foarte hidratant și foarte, foarte bun. Și voi arunca și acest balsam de la Yves Rocher cu ciocolată și portocale. Nu mi s-a părut că face absolut nimic, așa că l-am folosit de două ori și îl voi arunca acum. Am mai terminat unul ăsta și am terminat și o cutie de benzi de albire 3D Crest White Strips. Sunt niște benzi de albire, nu știu dacă n-ați auzit de ele, pentru că toată lumea vorbește de spre ele. Mie nu mi se pare că au făcut absolut nimic. Am încercat așa de multe metode de albire în ultima vreme. Sunt tot felul de companii care îmi tot trimit și îmi tot trimit. Văd că ăștia tot trimit, sunt disperați cu albirea lor și nu știu de ce, nu pot să rezist să nu le încerc. Așa că cam tot ce am încercat a fost mai bun decât astea. Nu îmi plac absolut deloc și nu le recomand. Cu toate că există persoane la care acest produs a avut efect.
acesta a fost videoclipul de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Sper că v-a plăcut acest empties. Am avut o grămadă de produse, nici n-are rost să le număr câte au fost. Și sper că v-au fost ajutor mini review-urile mele de astăzi. Dacă cumva am spus despre un produs că nu mi-a plăcut și vouă vi s-a potrivit, nu săriți în cap, vă rog frumos, pentru că părerile au fost strict personale. De asemenea, vă invit să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut-o deja, ca să fiți la curent cu toate noutățile. Dați-mi un thumbs up la acest videoclip dacă mai vreți să vedeți empties și dacă vreți să mai adun ca un hoarder în pungi astfel de produse și bineînțeles să lăsați un comentariu cu părerile și opiniile voastre. De asemenea, nu uitați că ne vedem pe Snapchat, pe Instagram și pe Facebook și nu uitați să verificați blogul meu hikivlog.com unde postez review-uri pentru diverse produse. Vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Vă pup, pa, pa! I'm